Despre tensiunile și animozitățile de pe scena politică discutăm în cele ce urmează cu Antonio Amuza, sociolog aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc și pentru invitație. Ne uităm puțin la această coaliție Nicu și Marcel, care devine mai degrabă coaliția Marcel, aș putea spune, pentru că Marcel Ciolacu este premierul. Vedem că cei doi lideri ai coaliției de guvernare nu își mai vorbesc, că astăzi va fi prima lor întâlnire față în față la un eveniment care are loc la Palatul Parlamentului, după ce Nicolae Ciucă a spus că nu-i va mai răspunde la telefonul lui Marcel Ciolacu, cei drept nici Marcel Ciolacu nu l-a sunat până acum. În ce cheie să vedem faptul că Nicolae Ciucă a declinat oferta făcută de Marcel Ciolacu referitoare la faptul că l-ar putea pune premier dacă iese președinte? Clar trebuie să privim tot spectacolul de pe scena publică din ultimile zile într-o cheie electorală, chiar dacă, sigur, suntem într-o perioadă pre-electorală. Cred că aș putea spune săbile cuțitele au ieșit și au început să se ascută între cei doi candidați și nu numai. Practic, în acest moment avem o ofertă destul de consistentă în ceea ce privește numele candidaților la alegerile prezidențiale. Deci românii au de unde alege. Aș spune că ceea ce vedem astăzi pe scena politică, această luptă între principalii lideri ai marilor partide din România, PSD și PNL, reprezintă mai degrabă efectul intrării în campania pentru prezidențiale, chiar dacă n-aș spune că guvernarea se realizează cu o mână sau cu două mâini legate la spate, cum spunea Rareș Bogdan mai devreme, ci pur și simplu este o logică de comunicare și de marketing electoral care, în speranța consultanților și evident ai liderilor celor două mari partide, s-ar traduce la final în creșterea numărului de votanți pentru unul sau pentru celălalt. Eu aș spune că pentru populație, pentru oamenii din România, tot acest dialog, toată această dezbatere s-ar transforma și ar trebui să fie percepută ca o luptă între doi candidați, unul mai degrabă lipsit de conținut, dar care are potențial ridicat să bifeze, să pluseze pe zona comunicării autentice și unul care încearcă să fie pe tot terenul, dar care nu mai pare la fel de autentic în modul în care își construiește campania electorală. Știți ce este interesant? Spuneați dumneavoastră despre această luptă. Însă ne uităm puțin la cum stau lucrurile în aceste momente, pentru că practic pare că socialdemocrații au pornit această luptă, iar acum în luptă au mai rămas doar liberalii, pentru că vedem mesajul împăciuitor venit din partea socialdemocraților, chiar prin vocea președintelui de partid, Marcel Ciolacu, care vine cu această propunere, ofertă de pace pentru Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă spune clar că nu. Și mai mult decât atât, spune că dacă el ar ajunge președinte sub nicio formă, nu l-ar pune premier pe Marcel Ciolacu, ci ar încerca să facă o coaliție de dreapta. Nu știm cu cine ar putea face această coaliție de dreapta, pentru că ne uităm puțin la sondaje. Și atunci a rămas doar PNL-ul în această luptă? Sau cum să citim printre rânduri atitudinea lui Marcel Ciolacu, care pare una extrem de liniștită și împăciuitoare acum? Cred că fiind într-o logică a războiului, chiar dacă în cazul acesta, din fericire, e vorba de un război electoral, evident contează și cel care mută primul, la fel ca într-un joc de șah. Acum, sigur, în România jocul de șah pe scena politică se transformă într-unul de table din ce în ce mai des. Aș spune că Marcel Ciolacu, prin mutarea și, nu știu, ofensiva, agresivitatea inițială, cel puțin așa cum a fost ea construită din punct de vedere al mesajelor politice, l-a ajutat să se poziționeze în primul rând în rândul alegătorilor. Să nu uităm că dacă avem o singură certitudine în ceea ce privește predicția pentru alegerile pentru prezidențiale, ar fi aceea că vom avea cel mai probabil un candidat din partea Partidului Social Democrat, în cazul acesta Marcel Ciolacu, în cel de-al doilea tur. Cine va fi contracandidatul rămâne de văzut. Dacă este Nicolae Ciucă, dacă este Marcel
dacă este Mircea Joană și așa mai departe, toți ceilalți candidați care sunt, cumva gravitează în jurul acelui așa procent. Deci PNL-ul nu n-ar spune că a pierdut neapărat, hai să spunem, bătălia, ci mai degrabă această luptă de început și prima poziționare în conflictul ce ar trebui să se concretizeze în această luptă electorală. Dar, bine, cel mai probabil astăzi am putea vedea cine face prima mutare, pentru că ambii lideri ai coaliției de guvernare vor merge la același eveniment și cel mai probabil cel care sosește al doilea vom vedea dacă îl salută pe cel care a ajuns primul. Și atunci, în funcție de asta, vom vedea și cine face primul pas. Dar, noastră, mai vedeți până la urmă o continuare a acestei coaliții după alegeri? Pentru că socialdemocrații așa spun, că ar putea exista o continuare a guvernării împreună cu liberalii după alegeri, în timp ce liberalii vedem că se disociază total de socialdemocrații. Nu, nu trăim într-o logică a proiecțiilor ideale, pentru că dacă privim în, nu de mult în vară, vom vedea că românii până la urmă au validat, au legitimat această coaliție cu un scor destul de consistent la nivel național, de peste 50%, care ar asigura o astfel de majoritate la nivelul Parlamentului. Această luptă politică la care suntem acum cu toții participanți, observatori de la distanță, sigur ar putea să ascută un pic cuțitele dintre cele două formațiuni politice și să mai dea șansa și celorlalte mai mici, iar PNL-ul să se afle, poate, cred că asta și doresc, să se afle într-o poziție câștigătoare unde să decidă singur cu cine vor crea acea majoritate. Asta s-a întâmplat în trecut. Pe de altă parte, în modul în care s-a acurs toată această campanie electorală și zilele, lunile de la alegerile din vară, par mai degrabă să indice o consolidare a actualului establishment, forța opoziției nefiind suficient de consistentă încât să ofere o alternativă la ceea ce astăzi există. Și atunci, singurul lucru pe care îl pot spune cu privire la această dezbatere intensă din spațiul public de acum e că reprezintă mai degrabă ceva fum și oglinzi pentru campania electorală care să antreneze votanții celor două mari partide la voci, eventual să-i pună cu botul pe labe pe cei care sunt nehotărâți și poate ar face un pas în spate.